De mică și-a dorit să aibă o casă de povești și visul i-a devenit realitate. Vorbim despre o tânără de 20 de ani din orașul Ungheni, care a transformat casa strămoșească într-un muzeu local. Părinții au ajutat-o să repare locuința, iar bunica să o decoreze. Natalia Bzovă îi spune că a moștenit imobilul acum 3 ani și a decis să-l transforme într-o atracție turistică. Casa țăranului modestă este mult mai plină de suflet. În interior o păstrez exact cum era, casa mare, casa pentru trăit și o casă înrămată din rai, asta îmi doresc să fac. Am decis să-i spun casa memorială Moș Pantelei. Astfel, muzeul a fost denumit în cinstea străbunelului Nataliei. Pantelei mi se asociază cu un moș bătrân cu barbă albă și foarte bun. Am început să pictez să fie mult mai color și mult mai atrăgător pentru turiști. Tânăra are planuri mari. Îmi doresc să mai deschid muzee, cum ar fi muzeu de pictură, ceramică și sculptură. Lucrările care vor fi expuse vor fi cu siguranță ale mele, dar vreau să implic și copiii. Avem în plan să facem și beciul țăranului și un cuptor unde să putem coace ca pe vremuri. Casa muzeu are peste un secol, dar a ajuns mai frumoasă decât pe vremuri, zice bunica fetei. Căsuța asta e în așa, că am găsit în picioare. Tăti a ies prin prejur, n-am să am grijă, cât am spus. Cu plăcere am făcut tăti este, așa mai tot cu plăcere primesc și oaspeți. E imposibil să treci cu vederea această căsuță din Ungheni, care se deosebește de restul locuințelor din jur. Primul lucru pe care îl observ este gardul de lemn ce datează din anii 70. De atunci a fost vopsit la fel, în stil rustic, cu un verde crud și decorat cu linii albe. Localnicii spun că se mândresc cu acest muzeu și își doresc să aibă cât mai mulți turiști. Acolo își duc copiii să joacă pe o gradă. E bună, adică trebuie să nu uităm de neam, de trecut, de ce și ne aparține nouă. E foarte frumos, pentru că se păstrează un stil vechi care, într-adevăr, acum nu mai păstrează nimeni. Potrivit Asociației Naționale pentru Turism Receptor, în ultimii 5 ani, peste 30 de locuințe vechi din Moldova au fost transformate în atracții turistice. Avem mai multe exemple frumoase din acestea în Moldova, mai cu seamă că pensiunile au fost tot mai solicitate în ultimii ani, deci ne-am întors spre turismul rural. Eu cred că este și un atașament absolut deosebit față de tradiții și foarte mult contează competențele de antreprenoriat. Deși a fost inaugurată recent, Casa Memorială Moș Pantelei se bucură nu doar de vizitatori locali, ci și străini. Deocamdată accesul la muzeu este gratis. Natalia Bzovă îi îndeamnă pe turiști să dăruiască obiecte vechi pentru a-și îmbogăți colecția.